Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Dragilor, astăzi am o surpriză. Surpriza a fost și pentru mine, surpriza e și pentru dumneavoastră. Este invitată pentru prima oară la 1 TV Neamț, doamna Cătălina Olteanu. Bine ai venit, Cătălina! Bine te-am găsit, Gina! Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Mulțumesc de invitație! Frumusețea, surpriza, surprizelor a fost când am aflat că suntem născute în aceeași zi și în aceeași lună. Iată, răcușorii, cum se adună! Minunat, minunat! Iată că avem posibilitatea să discutăm vorba Cătălinii pe aceeași limbă, aracilor. Și aș vrea să o rog să se prezinte, pentru că pentru prima oară fiind în emisiunea noastră, telespectatorii și cei care ne vizionează pe internet nu te cunosc. Mm-hmm. Mulțumesc frumos, Gina. Deci sunt Cătălina, așa cum bine ai spus, sunt în zodia RAC. De profesie sunt psiholog, life coach și psihoterapeut integrativ în formare, dar înainte de toate sunt om, sunt femeie și sunt mamă. Să fii sănătoasă și tu și familia ta. Și să vă mai spun ceva, este din Piatra Neamț. A plecat acum câți ani? Mulți, nu mai știu. Mulți, vreo 8, 10, ceva de genul ăsta. Ei, asta nu e mult. Nu e mult, nu? Spuneai 20, 30, e mult, că am trăit așa mult în anii ăștia, încât pentru mine sunt foarte mulți. Da, este o viață intensă și, după cum vedeți, a revenit acum la Piatra Neamț, pentru că are părinți aici și o micuță de 2 ani și ceva, care a lăsat-o puțin la bunici să se obișnuiască cu viața de Piatra Neamț și cu curtea, pentru că, am înțeles, voi stați la Brașov, undeva la bloc și e puțin altfel. E minunat. Cătălina, scuzați-mă, spune-mi, te rog, noi lăsăm de obicei discuțiile la liberul Doamne să ne spună ce anume prin noi să vorbească Dumnezeu și ce anume vrea Dumnezeu să audă de la noi. Pentru cei care ne privesc, aș vrea să te întreb, în primul rând, de ce este necesar un coach în dezvoltare personală și în formare? Apropo de asta, chiar în mașină mă rugam și am zis, Doamne, fă în așa fel încât să iasă ce e nevoie să iasă, pentru cine are nevoie să audă și ce are nevoie să audă, așa că iată, din nou, înțeleg că vorbim aceeași limbă. Din punctul meu de vedere, orice om are nevoie de un coach sau de un psihoterapeut sau de un psiholog sau de un consilier de dezvoltare personală, orice, pentru că orice din acest domeniu, pentru că e vorba de igiena mentală, adică pentru noi este foarte logic să mergem la dentist, este foarte logic să mergem la doctor, dar foarte puțin dintre noi se gândesc că e nevoie de o igienă mentală și pentru că de acolo pleacă tot. Poate cei de acasă au auzit de psihosomatică, este medicina corpului și sunt cei care studiază legătura dintre minte și corp. Unii dintre noi au impresia că ea nu există, dar există. Noi nu suntem doar minte, nu suntem doar corp, suntem un întreg. Și în momentul în care mintea nu funcționează așa cum trebuie sau nu funcționează la parametrii care să producă armonie și fericire în viața noastră sau fiecare ce își dorește, atunci intervin problemele, intervin bolile. Și mergem la doctor, rezolvăm fizicul, doar la mental n-am făcut nimic sau la sufletesc nu mai zic. Și atunci problemele reapar și oamenii trăiesc în suferință, în boală și nu știu de ce. Deci din punctul meu de vedere este esențial să avem această igienă a minții și acest cult al sufletului, un ritual pentru bunăstarea mentală și sufletească. Eu așa trăiesc de niște ani și nu mai imaginez viața fără așa ceva. Când are nevoie omul de o susținere sau de de niște lecții din această viață mentală, adică din această perioadă de dezvoltare personală și mentală, evident? Aș rămâne la cuvântul susținere. Cred că în momentele în care oamenii rămân fără răspunsuri. Deci îmi pun atât de multe întrebări încât nu mai știu ce să mai îmi răspund sau nu mai știu care sunt răspunsurile corecte. Sau nu mai știu încotro să o iau sau nu mai găsesc soluții. În general, oameni, când ești blocat în viața ta. Și toți avem momente de genul ăsta, toți avem momente în care nu mai știm cine suntem, poate nu ne mai recunoaștem pentru că intervin acele crize existențiale. Eu le zic binecuvântări, pentru că atunci avem șansa să urcăm și să ne descoperim. Exact. Cred că în momentele astea
e foarte bine să apelezi la o susținere și la un ajutor specializat, pentru că persoana în cauză e nevoie să știe ceea ce face, să spună întrebările potrivite, să te susțină pe drumul pe care mergi, pentru că descoperi lucruri despre tine, trăiești anumite emoții și e bine să știi că ai lângă tine o susținere care știe ce face și e acolo pentru tine cu un ajutor necondiționat până la urmă. Da, cred că dat fiind faptul că să trăim într-o lume, într-o societate destul de complexă, ca să vorbesc, să fiu rezonabilă în elegantă în exprimare, elegant în exprimare da. Nu foarte mulți știu că pot apela la asta și își pot și permite. De aceea suntem aici, de aceea facem emisiunile astea. Putem discuta despre aceste blocaje și putem discuta și chiar te rog să facem o conexiune între spiritul nostru, între minte, între acest triunghi, corp, minte și spirit, pentru că e foarte important să scoatem în evidență că, de fapt, în afară de trup și de minte, cel mai important este spiritul, legătura cu Dumnezeu. Când spuneți spirit, vă referiți la suflet sau vorbim de lucruri diferite? Spiritul e una, sufletul e alta. Okay. Deci vorbesc de spirit, de acea legătură cu divinul, pentru că sufletul este Duhul Sfânt care ne dirigează și există în noi, scânteia divină. Da. Asta e un subiect care ține mai mult de spiritualitate. Am studiat, am citit, cred foarte mult, de asta și fac o formare în psihoterapie integrativă, care nu ne separă în bucăți și înțelege că suntem un tot, inclusiv spirit și suflet. Ce pot să spun eu este că, din ce experimentez eu, în momentul în care viața mea nu sunt aliniată, poate mintea îmi spune ceva legat de o decizie. Raționalul îmi spune să iau o decizie. Dar intuiția îmi spune altceva. Invitația mea este ca să reușim să facem diferența între răspunsuri și să știm care e de fapt răspunsul care ni se potrivește nouă în momentul ăla din viață. Că de foarte multe ori luăm decizii cu raționalul, după care ne dăm seama că n-au fost decizii potrivite și ne întoarcem din drum, deși și alea sunt până la un punct decizii potrivite, că ne duc totuși undeva unde avem nevoie să ajungem. Dar eu cred că sufletul și intuiția în general ne arată drumul corect. Nu știu dacă corect e cuvântul cel mai potrivit, dar... Datorită faptului că suntem răcușori și pentru că suntem într-adevăr zodia cea mai intuitivă dintre toate zodiile, într-adevăr așa este. Eu spun din punctul meu de vedere, pentru că sunt rac și în momentul în care gândesc ceva și nu sunt foarte hotărâtă să fac acel să-l pun în realizare în plan material acel gând, vine acea intuiție și îmi spune asta faci și asta fac. Da. Și dacă cumva n-am făcut după impulsul intuitiv, iese rău. Da, cunosc. Deci înțeleg foarte bine ce procesul ăsta. Ce facem cu persoanele care nu sunt intuitive? Ce facem noi sau ce fac ei? Ce le propui să facă, pentru că în momentul în care nu există acel echilibru, sigur balanța atârnă într-o parte sau în alta și nici nu te poți baza doar pe intuiție, pentru că clar, nu există, mai există mintea, maimuța îi spun eu, și când maimuțica duce așa prin, se joacă prin liane, mai trebuie prinsă de codiță și spui stai aici cu minte sau du-te puțin în concediu, că tot e august. Eu nu cred că nu există persoane intuitive. Ce cred este că sunt persoane care, datorită faptului că nu se cunosc suficient sau au avut diferite provocări în viață din care n-au reușit să înțeleagă lecția pe care o aveau de înțeles și au pierdut încrederea în sine. Sau poate că nu stau foarte bine la capitolul încredere în mine însă. Și atunci intuiția vine și îmi spune niște lucruri, dar pentru că eu nu am încredere în ceea ce îmi spune intuiția sau tind să dau crezare mai mult mediului exterior decât a ceea ce simt eu aici în interior. Sfatul meu este să lucreze la stima de sine și la încrederea în sine și la a lua lecția din provocările, problemele care apar în viață și a construi această relație cu ei înșiși în așa fel încât să aibă încredere mai mult în ceea ce le spune intuiția, pentru că ea există, ea vine, ne spune.
Și unii dintre noi și, mă rog, spun că este vocea lui Dumnezeu, de fapt, intuiția. Dar dacă tu nu ai filtrele curățate, cum le spun eu, vocea asta ori nu ajunge la tine, ori vorbește foarte încet, ori dacă o auzi nu-i dai credit, pentru că poate ai impresia că cei din exterior știu mai bine ce e de făcut, sau frica, iarăși este un filtru foarte, foarte puternic. Poate că intuiția spune într-un mod să faci ceva, dar dacă ție ți-este foarte frică și nici nu ai încrederea în tine că știu că o fac, știu că reușesc și o să fie ok, nu mai vorbesc de dialogul interior. Dacă dialogul pe care îl porți tu cu tine e de genul stai în banca ta că am văzut eu cum ți-au ieșit ultimile chestii, poate să vină intuiția cu niște difuzoare să-ți vorbească că nu o să o asculți. Și asta zic eu, relația cu tine însuți e poate cea mai importantă relație din viață. Și atunci intuiția așa ce treabă. Hai să vorbim puțin, că mi-ar place să discutăm de subiect despre o relație în doi, în femeia-bărbat, în echilibru care îl oferă acest cuplu. Există acel ying și yang. Uh-huh. Am observat și observăm cu toții că în ultimul timp lumea s-a separat. Femeia a învățat să se descurce singură, bărbatul se descurcă și el la fel, singur sau mai puțin singur. Femeia deja, din multe puncte de vedere, s-a devenit mai mult masculină decât feminină. Și hai să ne uităm pur și simplu și chiar vă provoc, stimați telespectatori, uitați-vă pe stradă să vedeți câte femei sunt îmbrăcate în rochii fuste și câte femei sunt în pantaloni. Și de aici vă veți da seama despre ce vorbesc, pentru că este foarte comod să fii în pantaloni, e foarte adevărat, dar să nu uităm că lucru frumos și feminin la o femeie este să apară cu o fustă, cu o rochie, să fie feminină, și atunci, în momentul în care totul este masculin la femeia respectivă, bărbatul nu se mai uită la un bărbat. El chiar nu-i mai vrea un bărbat, că este el. Ei, lucrurile astea, societatea le-a făcut să ajungem aici și faptul că eu, ca femeie, pot să schimb un bec, pot să repar o priză, pot să pun un șurub, nu știu unii, și să bat un cui. Bineînțeles că nu se rezumă doar la asta. Viața într-o casă, în familie. Cum putem să ajutăm ca aceste cupluri să reziste, să fie în echilibru total? Poate că total nu va fi, dar măcar să se păstreze acest echilibru, că se mai duce balanța și într-o parte, uh-huh, și în alta. Și în afară de toleranță, pentru că ăsta este un cuvânt, din punctul meu de vedere, cred că primordial pentru o relație, într-o relație, să fim, uh-huh, toleranți, sunt alte lucruri în spate și tu, bineînțeles, ca psiholog le știi. Uh-huh. Te rog. Deci e un subiect foarte amplu. Cred că am putea să facem vreo 20 de emisiuni numai pe chestia asta. Echilibru și toleranță. Asta nu pot exista într-un cuplu cât nu există în persoana celor doi. Adică cât eu ca femeie nu sunt echilibrată cu mine însămi și cât tu ca bărbat nu ești echilibrat cu tine însuți. Noi nu putem forma un cuplu cât de cât echilibrat. Toleranța, la fel. Eu trebuie să învăț să fiu tolerantă cu mine și cu defectele mele și cu problemele mele, aș putea să spun, și abia apoi pot să fiu tolerantă și cu cel din cuplu. Abia după ce am înțeles că eu nu sunt perfectă ca și om și că astăzi pot să spun ceva și mâine s-ar putea să mă răzgândesc să spun altceva, dar asta nu înseamnă că nu sunt serioasă, de exemplu, abia atunci o să învăț să nu mai judec oamenii atât de aspru. Deci totul pleacă de la mine însemn ca persoană către ceilalți. Legat de ce se întâmplă astăzi în societate, eu o văd ca pe un rezultat al culturii patriarhale care a existat dintotdeauna. Și fiecare femeie, dacă ar fi să stingem camerele și să vorbim despre ce se întâmplă în sufletul fiecăreia dintre noi, în inconștientul colectiv al fiecăreia dintre noi există. E cumva riscant ce o să spun acum, dar știu ce vorbesc. În inconștientul colectiv al fiecarei femei există această minimă dorință de a demonstra că poate, că nu trebuie să se subordoneze bărbatului. Și pentru că societatea a fost cum a fost, acum s-a trecut în extrema cealaltă.
femeile s-au ridicat și se ridică tot mai mult. Vorbim de curentul feminist, care este cumva prost înțeles de foarte mulți dintre noi. Și am căzut în extrema cealaltă. Femeile nu mai știu să fie femei, pentru că societatea cere de la noi carieră, să arăți foarte bine, să fii și bună parteneră din punct de vedere sexual, să fii și o mamă excelentă, să mai faci și sală, să mai și citești. Deci foarte multe lucruri trebuie să facem noi ca femei. De aia este atât de comod să te îmbraci mai degrabă în pantaloni, pentru că trebuie să mergi și la piață, trebuie să conduci și o mașină, mai schimbi și un bec dacă e cazul, că asta e situația. Și cumva suntem așa puse în situația să fim niște eroine. E cam greu să fii eroină în rochie și în fustă în ziua de azi, din punctul meu de vedere, așa, ca metaforă. Eu sper la un echilibru, la un moment dat, cred că o să ieșim din extrema asta a feminismului și a femeii superputernice care nu are nevoie de bărbat și bărbații și ei, nici ei nu știu cum să mai reacționeze la curentul ăsta și cum să se mai comporte cu femeile și ei sunt... spun eu cum își schimbă femeile cât mai des. Poți să schimbe, nu două, nu cinci, o viață întreagă poți să schimbe femeile pentru că vor ajunge în același punct cu fiecare dintre ele și din nou știu ce vorbesc. Pentru că este și despre ei întreaba asta, nu este doar despre femei. Pentru că și ei au lecțiile lor de învățat acum. Ei au, e vorba de integrarea asta, apropo de yin și yang, integrarea femininului cu masculinul, că și ei au o femeie în ei. Sunt produși de o femeie, sunt născuți de o mamă, deci au și feminin în ei. Un bărbat care nu și-a integrat femininul va avea mari probleme de relaționare cu o altă femeie. Așa cum o femeie este poate mult prea masculină și pentru că poate a fost fata lui tata acasă sau pentru că a avut o mamă mult prea feminină acasă și și-a spus eu vreau un echilibru și a, ca să ajungi la echilibru trebuie să mergi cumva întâi în extreme ca să le cunoști pe ambele și apoi să alegi ce simți că ți se potrivește. Eu zic așa e și cu societatea noastră de astăzi și eu sper la un moment dat că fiica mea și alți copii vor trăi într-o societate mult mai echilibrată și că bărbații vor învăța ce înseamnă să fii bărbat și că femeile vor învăța ce înseamnă să fii femeie. De fapt, să-și dea voie să fie la urmă, că e vorba despre natura noastră. De ce, în momentul în care un bărbat și o femeie se întâlnesc, cer, efectiv, chiar dacă nu în cuvinte, o completare a ceea ce nu au de la celălalt? Din nou, este despre lipsă de educație. Mi se spune de acasă, am crescut cu povești ca albă ca zăpada, în care prințul venea și făcea, nu mai știu exact ce, cenușărea, sau în fine, cam toate se încheie la fel. Am fost educați de acasă așa. Nu poți, deci cumva ni s-a indus ideea asta că suntem incompleți, în loc să ni se spună că suntem compleți și că venim într-o relație și eu completă și el complet și începem să ne dăm. Cu siguranță vor fi momente în care o să cerem și o să ne golim. Este vorba despre rezervorul afectiv. E lungă discuția, sunt multe acolo de umplut în așa fel încât cei doi parteneri să poată să-și dea unul celuilalt. Dar când din start tu intri în relație cu ideea că ești incomplet, dacă mâine partenerul tău decide că vrea să plece la altcineva, păi ce faci? Consider că pierzi parte din tine și atunci îl ții cu disperare și așa se nasc de fapt relațiile de dependență și de codependență și cele toxice. Eu fără tine nu pot să exist pentru că sunt incompletă, așa că o să fac tot ce pot să te țin lângă mine, chiar dacă tu nu vrei să mai stai. În așa fel încât eu să mă simt completă și este foarte greșit. Deci e o lipsă de educație de mici, de prunci, am crescut așa. Și societatea în care, adică punctul în care se află societatea noastră, românească cel puțin, arată treaba asta, relațiile de dependență și de codependență. Înțeleg că sugerez să ni se schimbe poveștile? O, da, deci garantat, adică eu Atenei nu-i pun. Sunt foarte atentă la ce desene animate îi pun, la ce povești, deci nu există. Nu o să știe nici de albă ca zăpada, nici de cenușărea asta. Eu personal, chiar există tehnică în psihoterapie despre povești psihoterapeutice se numește, și despre a afla cu ce povești am crescut. Chiar e un exercițiu foarte bun pentru fiecare dintre noi să te întrebi care este povestea ta preferată. Pentru că aia te-a ajutat în copilărie să-ți scrii scenariul de viață. Pentru mine personal a fost Frumoasa și Bestia. Și mi-am ales rolul de femeie salvatoare, care alege monștrii care trebuie să salvați prin puterea iubirii. Și asta face parte, este un lucru foarte personal pe care îl spun acum, dar mi-l asum, face parte din scenariul meu de viață, de exemplu, la care lucrez de ceva ani să-l schimb. Fiecare dintre noi trebuie să facă asta. Și așa ca o paranteză și pentru ca telespectatorii să înțeleagă că ceea ce spun este real și ceea ce spui tu este real, viața ta n-a fost întotdeauna asta. O, nu. Ce a fost viața ta înainte?
De asta ce am zis că ca să ajungi aici? Uh-huh. De asta am zis că mi se pare mult, că am plecat de mulți ani din piața și că nu e așa de mult, pentru că am trăit foarte intens, aș spune. Au fost foarte multe schimbări. Am avut întotdeauna chestia asta de a căuta. Întotdeauna am fost o căutătoare. Nu puteam să stau locului. Bine, din fericire am schimbat treaba asta, dar eram mereu agitată în căutarea a ceva. Nici eu nu știam a ce. Am înțeles, de fapt, ce căutam. Mă căutam pe mine și căutam să ajung unde am ajuns astăzi, pe drumul ăsta. Pentru că acum nu mai am agitația asta emoțională și sufletească. Acum știu că unde sunt e ok și e foarte bine. Caut în continuare, dar într-un alt ritm și cu o altă stare emoțională. Și așa am plecat din Piatra Neamț, am stat prin diferite orașe din România. Am plecat și din țară, tot în ideea de a mă căuta și am găsit părți de prin mine, prin alte țări. După care m-am depărtat de drumul ăsta pe care sunt acum de multe ori. Mi-a fost cumva, cred că era o formă de frică. Am înțeles ce putere avem noi ca oameni și am înțeles ce misiune am eu. Și cred că mi-a fost un pic frică. Am zis, nu cred că pot eu, Doamne, să fac asta. Hai să o iau pe niște alte drumuri. Am luat-o pe alte drumuri, am suferit mult pe drumurile alea. Dar am și recuperat părți din mine și m-am întregit așa cum sunt astăzi. Și după care viața m-a sunat apoi aici și am înțeles că ok, adică oriunde fug, văd că tot de asta dau, deci hai să-mi asum că asta trebuie să fiu și asta trebuie să fac. Și asta, vorbeam de liniște, cred că armonia aia interioară și liniștea, din punctul meu de vedere, este cel mai bun semnal că ești pe drumul tău, când te simți liniștit. Exact, când ai pacea, eu așa spun și recunosc că este pacea lui Iisus. Uh-huh. În momentul în care ai pacea aceea în tine, ești liniștit și le-ai pus pe toate în mâna lui Dumnezeu și spui, facă-se voia ta, Doamne, m-am abandonat cu totul în mâinile tale, pentru că este, și am să te rog să mă lași să repet telespectatorilor ceea ce am spus-o de mai multe ori și mă repet, dar îmi place atât de tare. Într-o televiziune națională de Sfântul Andrei a venit un bătrân de 100 de ani, care îl chema Andrei, un ardelean. Și mai era încă unul mai tânăr, tot un Andrei. Și spunea, cel în vârstă îi spunea, stia tânăr, nu mă bine, dragule, ține minte și spui omul că eu mi-s bătrân și am trăit. Nu ține minte că ori așa, că e așa, că e așa, tot așa. Deci așa mi s-a părut vorba asta, atât de simplă și atât de profundă și am zis, Doamne, facă-se voia ta. Doamne, facă-se voia ta. Sunt 3-4 cuvinte care zic că e așa, că e așa, tot așa. Cu alte cuvinte, în ardelenești. Exact ce spuneai tu și eu spun pacea lui Iisus în noi. E multă muncă până putem să lăsăm să fie așa cum trebuie să fie. Adică să renunțăm la control parțial, n-aș spune total, pentru că Iisus și Dumnezeu există în fiecare dintre noi, dar nu o să vină El să facă. El ne spune ce să facem. Ne-a dat talanții, ne și împinge de la spate de multe ori. Eu una am simțit, când nu vreau să iau din loc, vine viața și îmi dă câte un șnur în fund și zic, ok, mulțumesc, hai că am înțeles mesajul. Dar tot noi le facem. Cu voia lui Dumnezeu, așa e. Iar ce vorbești tu, Gina, de abandon e mare. Deci eu am încă provocări mari în a-mi da voie să mă abandonez unei situații. Și când vorbesc de abandon, nu vorbesc de abandonul ăla, termenul de abandon, că te părăsesc. Nu. Vorbesc, mă refer la a-mi da voie. Da? Deci, ok, am zis că situația asta o pot controla până în punctul ăla și fac-se, Doamne, voia Ta. Dar e minunat când înțelegi că lucrurile chiar se întâmplă cum trebuie să se întâmple. Da. Și nu le mai forțezi, nu le mai... E chestia, lupta asta de putere, adică să fie așa cum vreau eu, când vreau eu, că nu prea se întâmplă așa. Păi da, și Dumnezeu să spune în felul următor, ok, dacă vrei tu să fii Dumnezeu, da, fă tu ce vrei tu, da. Eu te las să faci. Și bineînțeles că te dai cu capul de pragul de sus și îl vezi pe ăla de jos, dar Doamne, Doamne, zice, ești copilul meu, te las să te joci cum vrei. În momentul în care ai greșit, pare rău. Da, astea sunt și consecințele. Da. De aici și cam parentingul conștient care ar trebui să fie. Nu îți lași copilul, vrea să se ducă. No, păi du-te, experimentează, vezi ce se întâmplă acolo, greșești, înveți, vii înapoi, eu te primesc cu iubire când vii înapoi, te las iarăși să pleci. Că degeaba îți spun eu niște lucruri dacă tu nu le experimentezi, nu le simți pe pielea ta. Cred că asta e procesul de învățare până la urmă. Care a fost cel mai mare șoc al vieții tale?
Din ce punct de vedere? Emoțional? Sau da, da, da. Pozitiv că... sau negativ? Mă refer la șocul care ți-a provocat schimbarea, pentru că există în viața fiecărui om unul sau mai multe șocuri. Mulți ne trezim, mulți nu. Da. Eu m-am trezit în urma șocurilor. Au fost mai multe, clar. Și eu sunt pregătită că or să mai vină, că am înțeles că fiecare oricare de asta de dreaptă vine după un șoc. Au început din copilărie, pentru că așa ca fiecare, cred, fiecare copil din România, n-am avut genul de copilărie pe care mi-aș dori să-l am. Și nu e nimeni de învinuit, ci vorbesc din nou despre cultură, despre comunism, despre educația părinților mei pe care au primit-o de la părinții lor, despre traumele care se transmit transgenerațional, deci nu... După care acolo cred că am luat o decizie la un anumit nivel să spun că eu vreau să am o altfel de viață, eu vreau să trăiesc altfel. După care primul șoc cred că a fost în momentul în care am înțeles că suntem cu toții pe acest pământ, dar într-un anumit fel suntem singuri. Și în momentul în care am înțeles că ok, cu mine călătoresc toată viața și dacă nu-mi place de mine și nu-mi e ok cu mine și nu pot să stau cu mine și fug de mine în alții, nu o să am o viață prea drăguță. Și am avut experiențe destul de multe până am ajuns să înțeleg treaba asta. Și cu femei și cu bărbați, adică rupturi, evident, relații, rupturi. Nu cred că poți să înveți altfel lecția asta, cel puțin eu n-am putut și din toți cei cu care lucrez și interacționez. Cam toată lumea învață lecția asta din niște rupturi, din niște dureri sufletești. Un alt șoc foarte mare a fost în momentul în care am plecat din țară și am ajuns într-o altă țară, complet diferită ca și cultură de România, complet oamenii altfel construiți, altfel educați, cu alte valori morale și sociale, și m-am trezit într-un alt loc. A fost ca și cum am luat ceva de pe masă și am pus-o într-un loc complet străin, fără prieteni, fără familie, cu ceva oameni în jurul meu, dar deci nu erau români, erau, vorbeam cumva limbi diferite din toate punctele de vedere. Și ăla a fost un joc foarte mare pentru mine emoțional, când am văzut ce înseamnă să fii judecat nu tu ca om, ci tu ca și nație, să nu poți să fii luat separat tu ca individ, ci să fii pus așa într-o oală doar pentru că provii dintr-o anumită țară. Și cu asta m-am luptat destul de mult acolo. Șocuri în momentul în care observ că poți să fii judecat, repet, nu pentru ceea ce ești tu ca om, ci pentru ceea ce deții, poate. Tot felul de lecții. De asta zic, au fost multe, dar poate astea au fost cele mai importante. Și cu siguranță o să mai vină. Și sunt deschisă. Înainte nu le priveam cu panică, aolo, Doamne, iar. Acum nu mai am înțeles, cresc enorm în urma acestor experiențe și cumva e de genul, dacă oricum știu că or să vină, hai să le primesc cu... Și le și accept. Și le și accept, da, le și accept. Și e mult mai ușor. Deci în momentul în care le accept, treci mult mai ușor prin ele. Că știi că după asta, deci vine lecția, vine problema, situația, îți dai voie să treci prin ea și ești cu tine în situație. Când spun că ești cu tine în situație, dialogul interior pe care l-ai cu tine trebuie să fie de genul, pot să o fac. Eu știu că o să fie bine. Indiferent de ce mi se întâmplă, eu știu că o să fie bine și pot să o fac, trec prin ea. Și după ce trec prin ea, îmi iau și lecțiile și alea sunt marile bogății ale problemelor vieții, după care te simți alt om. Efectiv, te simți alt om. Ești mult mai puternic, ești mult mai încrezător. Simți că nu, adică orice vine, nu... Ce poate să mă mai dărâme? Că am trecut prin atâtea. Fac față la orice și cred că asta, din punctul meu de vedere, este cea mai mare bogăție a unui om. Puterea interioară și încrederea în relația cu tine însuți. Că știi că dacă mâine eu rămân în stradă fără mâncare, în afară de faptul că știu că am oameni care mă iubesc și vor fi acolo pentru mine, dar eu știu că fac față și că nu mă descurc. Asta este marea bogăție a fiecăruia dintre noi pe care eu cred că ar trebui să o cultivăm și să o creștem. Nu... ce deținem neapărat la exterior sau ceea ce pot să vadă alții. Da, eu, cu alte cuvinte, aș spune să acceptăm și să binecuvântăm totul. Adică în momentul în care ai o problemă și crezi că este atât de grea și este grea, o vezi grea, îți rămân două lucruri de făcut, să accepți sau să nu accepți. Exact. Să primești sau să nu primești. Dacă nu vrei să primești, tot o vei lua. Deci nu-ți rămâne decât să o accepți, să o binecuvintezi. Și slavă ție, Doamne, că o trec și peste asta.
Uh-huh. O domnișoară foarte simpatică și foarte drăguță și foarte inteligentă. Îmi spunea la un moment dat, ani în urmă, când aveam și eu niște probleme, unele dintre problemele prin care le-am trecut, îmi spuneam, uite-te în ochii mei, să știi un lucru, toate trec. Uh-huh. Azi, cum poate un copil să-mi spună lucrurile astea? Chiar acum avea 23-24 de ani, cumva să-mi spună mie un copil lucrurile astea de care am trecut prin atâtea? Da, și i-am spus, zic, mă, tata, uite-te că ai trecut prin atâtea, ai să treci peste toate, pentru că de asta e viața făcută, uh-huh, să treci peste ea. Cine crede, vorba Niculine Gheorghiță, cine crede că viața e făcută să fie așa un dulce faniente, uh-huh, pentru să treci prin ea, vezi ca prin apă, te înșeli. Uh-huh. Pentru că sunt suișul și coborâșul, uh-huh, sunt ceea ce ne alegem noi când venim. Apropo, da, crezi în reîncarnare? Asta vreau să zic, că domnișoara asta tânără de 25 de ani, probabil că avea un suflet mult mai bătrân decât. Da. Eu în asta cred. Adică mie nici nu vreau să mă gândesc că vin o singură dată aici. N-am cum. Sunt atâtea lucruri care nu care se leagă și nu se leagă. Mi-e clar că venim aici cu anumite lucruri de învățat, cu trepte de luat, cu lecții pe care dacă nu le învățăm, nu-i nimic, le repetăm. De aici și chimia asta între diferite persoane, pe care la urma mei de multe ori nici nu poți să o explici, că e pozitivă sau că e negativă. Uh-huh. Da, adică e clar că din punctul meu de vedere că așa e. Asta este pentru cine crede în așa ceva. Cine nu crede, nu crede. Noi nu forțăm, e regulă, sigur că da. Sentimentul, sigur că mintea, da, interiorul, emoția nimănui, fiecare. Nici eu nu credeam acum 5 ani. Deci nu credeam, nici nu vreau să aud, nu că nu credeam. Deci e ok, toate lucrurile vin la momentul potrivit pentru fiecare când e potrivit. Corect, așa este, așa este. Și e minunat că Dumnezeu știe măsura cu care să ni le dea. Uh-huh. Pentru că, evident, unui copil mic ai să-i dai lapte, n-ai să-i dai carne să mănânce. Da, dacă ești un părinte conștient. E sugar. Așa și Dumnezeu face cu noi. Uh-huh. Noi suntem copiii lui și îl știe cât și cum să ne dea. Și asta este minunat. Uh-huh. În altă ordine de idee, aș vrea să te întreb, care este părerea ta despre exodul acesta care există din România înspre alte țări? E trist. E mai mult decât trist. Pentru viitorul nostru, uh-huh, al țării noastre, este cumplit. Dar tu ai fost într-o altă țară, eu nu mă pot lăuda cu experiență de asta, dar sunt foarte mulți oameni care sunt apropiați mie și au plecat, uh-huh, și copilul meu care a fost plecat și el niște ani în Anglia. Vorbesc din punct de vedere a ceea ce simțim noi în momentul în care plecăm, noi români, a ceea ce simțim în momentul în care ne întoarcem și când avem așteptări ca lucrurile să evolueze în țara noastră așa cum evoluează și în alte țări, uh-huh, și trăim cu o dezamăgire mare momentul în care venim și vedem că nu este ceea ce ne-am așteptat. Și evident, apropo de chestiile astea, spunea o prietenă care are cu un băiat în Elveția și când a venit a stat o lună în România, în concediu, să-și rezolve, avea de rezolvat probleme, mă rog, de acte, de multe chestii, și zice, Doamne, abia aștept să plec înapoi în Elveția, și că parcă lumea să-i dată peste cap. Și are vreo 5 ani de când este plecat din țară. Nu știu, eu nu cunosc sentimentul de a fi plecat din țară și să mă întorc, nu pot să fac comparații și diferențe pentru că nu cunosc. Dar care? Tu dacă ai fost plecată și te-ai întors și ai venit totuși să rămâi în românica noastră, care este, din punctul tău de vedere? Tot în Elveția am fost și eu ca idee și de asta zic că e o țară complet altfel, ca și cultură și educație și tot ce se întâmplă acolo. M-am întors în România pentru că am înțeles că meseria mea și misiunea mea pot să le fac aici. Acolo oamenii nu aveau neapărat atât de multă nevoie de mesajul ăsta. Nevoia nu e așa mare ca în România, pentru că stilul de viață e altul, nivelul de viață este altul. Noi ca români trăim, nu știu, eu personal am trăit niște... E nevoie de o perioadă de adaptare. Pentru că te schimbi, e nevoie să te schimbi. Este ca și cum pleci dintr-o familie, dintr-un mediu, să spun, rural, dintr-o familie săracă și ajungi în centrul Bucureștiului, într-o familie de profesori universitari. Și e nevoie să te schimbi. Pentru că oamenii ăia
au sigur alte concepții de viață, alte obiceiuri, da? Deci e nevoie de o perioadă de adaptare. În general, perioada de adaptare e destul de grea, că renunți la părți din tine, nu mai ai familia lângă tine, nu mai ai prietenii, nu mai ai aceleași obiceiuri de viață, e nevoie să înveți o altă limbă, e nevoie să începi să gândești într-o altă limbă, să te exprimi într-o altă limbă și cuvintele sunt, au înțelesuri diferite în fiecare, în fiecare dintre limbi. E dezamăgitor pentru că lucrurile acolo se întâmplă foarte normal. Deci este așa cum ar trebui să fie în fiecare dintre toate țările astea. Eu așa am zis. Deci ce se întâmplă? Vorbesc de Elveția, acolo am trăit și am văzut. Nu pot să mă exprim față de alte țări. Sistem de sănătate excepțional. Venituri, la fel. Bine, și costurile erau pe măsură. Dar erau viața de curgea normal. Oamenii acolo au timp să se gândească la ei. În momentul în care tu muncești foarte mult ca să-ți asiguri un minim de trai, nu știu dacă mai ai energia și timpul să te gândești la, la suflet, din păcate, care este esențial. Acolo oamenii trăiesc, adică poți să-ți permiți oricând să ieși în oraș, să iei masa, vacanțe, nu mai vorbesc, deci lucruri normale pe care noi, din păcate, considerăm că trebuie să fie, poate, le vedem la un alt nivel, nu, poate nu excepționale, dar oricum. Să faci sacrificii. Să faci sacrificii ca să poți faci lucrurile astea care, de fapt, sunt normale, exact. Exact. Și când m-am întors, da, e greu să nu vezi niște lucruri, e foarte greu să închizi ochii și să nu le vezi. Însă am înțeles la fel că pot să trăiesc spunând că ce nasol în România și ce rău de mine că trăiesc în țara asta și ce ghinionistă sunt, sau pot să accept că și în România există lucruri foarte faine, noi ca oameni suntem foarte frumoși, sufletiști, iubăreți, deschiși. Nu pot să spun același lucru, cel puțin despre ce am întâlnit eu acolo, da? Da. Deci, e ca și cum să ne concentrăm și pe ce avem, nu numai pe ce ne lipsește. Asta ține de, și de cultura noastră și de educația noastră și iarăși de responsabilizare, pentru că noi vrem să se schimbe lucrurile în țara asta. Dar hai să vedem când ieșim pe stradă, câți dintre noi aruncăm gunoaie în parcuri, câți dintre noi ne stingem mucurile de țigară și le ascundem sub nisip, câți dintre noi scuipăm pe geam, câți dintre noi aruncăm gunoi acolo unde trebuie, câți dintre noi reciclăm. Deci hai să ne uităm și la ce facem noi, fiecare dintre noi, ca țara asta, România, să fie altfel. Nu? Categoric despre asta e vorba și aș spune mai mult decât atât un lucru. Pentru că ai fost în Elveția, spunea cineva care a fost în Germania, de exemplu, ei nu lasă apa să curgă mai mult decât au nevoie. Deci fac o economie la apă. Și noi ne batem joc. Noi ne batem joc de orice, deci... Am dat doar un exemplu. Da, exemplu. Nu, dar vorbesc despre mâncare. Eu am învățat să economisesc când am fost în Elveția, unde este o țară super bogată. Adică eu acolo am învățat să economisesc, nu în România. Mi-am dat seama, de fapt, acolo câtă mâncare arunc, câți bani cheltuie aiurea. Efectiv, aiurea pe chestii care nu-mi trebuie. Ei nu fac așa. Păi de asta au bani. Plus că oamenii muncesc, iau cultul să-l munce. Bine, un pic exagerat, aș spune. Dar sunt foarte responsabili cu finanțele lor, cu țara în care trăiesc. Exact. Deci nu există să curgă apa așa, hai să o lăsăm că doar există. Sau să lumina o avem, deci să nu stingem becurile, deși nu ne trebuie. Sau să cumpărăm mai mult decât e necesar. Păi în România am înțeles că se aruncă undeva 55% din ceea ce cumpărăm. Deci de fapt folosim doar 45%, mai mult decât de jumătate noi aruncăm. Asta este bătaie de joc. Pentru că am trăit într-o perioadă comunistă în care ne-au lipsit multe lucruri și acum încercăm să recuperăm, dar este în subconștientul nostru ca comunitate lucrul acesta, da, pentru că eu sunt foarte puțin cei care conștientizează. Te duci și vrei să cumperi nu știu câte lucrușoare, 3-4 cu o listă, că eu așa mă duc și mă trezesc că uite, mai îmi trebuie și asta, la lasă, dar dacă îmi trebuie eu și pe asta, și mă duc și mă trezesc cu un coș plin. Când ajung acasă, zic, pe ce am cheltuit eu atâta mare de bani și de ce am luat atâtea? Exact. Ei, este vorba de, cred că și de educația copiilor, adică să ne ocupăm puțin de educația copiilor, ca să nu facă ei cum facem noi. Noi am trăit, eu am prins vremea comunistă, m-am născut în 63 și până în 89 am trăit o viață, vreau să spun, și cu statul la cozi și cu sculatul noaptea, mă sculam noaptea și mă duceam și să prind zahăr, ulei și ce mai era, adidășei, și ce mai aveam pe vremea lui Ceaușescu, nu știu dacă tu ai apucat.
Aveam doar 3 anișori, dar știu că povesteau. Frații Petreuși, de... puii aia mici, doi porumbei, așa îi spuneam, frații Petreuși. Mă rog, multe. Uh-huh. Nu știam. După aceea au apărut lucruri pe care le-am zis, wow. Dar nu e normal să risipim atâta. Și dacă cumperi și te trezești că ai ceva în plus, mai bine dai la un sărman. Uh-huh. Nu arunca. Uh-huh. Nu arunca, dai la un sărman. Adică fă în așa fel încât tot ceea ce, pe ce cheltuiești să fie folositor. Uh-huh. Și încă ceva, apropo de România, nu neapărat de România, că până la urmă e vorba de lumea întreagă, să fim atenți la ce chimicale consumăm și la spălat și la în casă, tot ce este menajer, pentru că prin apa aceasta unde se scurge toate substanțele chimice, nu facem decât să ne intoxicăm planeta și prin automat devine tot asupra noastră. Să ne iubim pe noi, iubind tot ce este în jurul nostru, apropo de armonie în tot și în toate, că nu degeaba se cheamă Viață în Armonie, misiunea asta. Da, ai spus ceva foarte frumos, o condiție primordială, aș spune. Că dacă eu nu mă iubesc pe mine și nu am grijă de mine, eu n-am cum să iubesc planeta. Nici măcar nu pot să înțeleg ce spui tu dacă nu am ajuns la conștientizarea asta. Că de fapt tot otrăvind planeta, de fapt tot pe mine mă otrăvesc. Poate că nu simt eu astăzi efectele, dar copiii copiilor mei le vor simți asta dacă vor mai avea unde să mai Exact. Și mai mult crească. Decât atât. Și mai mult decât atât. Să nu fim egoiști, să ne gândim numai la noi. Trăim de anul ăsta, avem 100 de ani, centenarul, da, de la unire. Dar de când suntem în urmă și cu toată istoria acestui pământ și această cultură minunată care o avem noi, români, aici născuți, aici trăiți, războaiele prin care au trecut strămoșii noștri, sângele vărsat pentru pământul nostru, care acum se vinde pe nimic străinilor, nu, zic eu și vă rog, dragii mei, prieteni, telespectatori, cei care ne urmăriți de aici și de peste hotare, să facem în așa fel încât fiecare să-și aducă contribuția pentru a menține această țară curată și românească. Fiecare cum poate, fiecare cum știe. Și dacă mai există printre noi oameni care spunem că ne este greu să tolerăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să înțelegem un lucru, că Dumnezeu ne iubește pe toți și am spus-o și o spun de zeci și sute de ori la fiecare emisiune și dacă soarele răsare peste toți, bun, mai puțin bun, și apune peste noi toți și nu trebuie să fim toleranți cu cei din jurul nostru. Bineînțeles, nu toleranța adusă la extreme, adică să nu tolerez, vezi că doi se bat în stradă și să nu intervin, nu la asta mă refer. Cu toate că nici acolo nu poți interveni total, decât, nu știu, să dai telefon la 112 să chem poliția, pentru că nu sau încă era degeaba, un motiv a fost. Dar nu să nu fim spectatori, să stăm și să ne uităm. Sunt convinsă că nu asta vrem pentru viitorul nostru, să fim niște egoiști, să fim individualiști. Nu cred că asta vrem pentru noi și pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Să trăim într-o țară frumoasă și suntem, așa cum ai spus atât de, suntem oameni frumoși, chiar calzi suntem. La suflet și să ne manifestăm această frumusețe. E păcat, e mare păcat să ne pierdem așa printre uscături, nu. Aș vrea să-l întreb pe colegul meu cât timp mai avem, că am pierdut noțiunea timpului, așa am plecat 5 minute. Uite, vreau să-ți dăruiesc o amintire este din partea mea a ceea ce înseamnă Gina Coșnete, 1 TV, Neamț, Viață în Armonie. Sunt lucruri scrise de fiul meu, Dumnezeu să-l odihnească, și la ideea lui de a face, el mi-a făcut-o așa, complet așa cum o vezi tu, și te rog să o citești. Mulțumesc din suflet! Viața în Armonie este o emisiune dedicată tuturor celor care iubesc frumosul în toate formele lui. Este o emisiune pentru cei mici, cei mari și cei bătrâni, pentru cei săraci sau bogați. Această emisiune își dorește să fie un liant spiritual pentru tot ce înseamnă creație în acest univers. Este o emisiune pentru noi toți, cei care dorim să facem din viață o armonie perfectă. Viața în armonie este legătura între minte, spirit și suflet.
Dumnezeu este iubire, iar noi suntem acea părticică din Dumnezeu. Mulțumesc din tot sufletul. Foarte mulțumesc. Cu mare drag. Da. Mă emoționez de fiecare dată când... E normal. E normal. Emoțiile ne fac oameni. Așa e. Și dacă nu avem emoții și nu ni le trăim, ele oricum există. Cătălina, mulțumesc tare mult pentru vizita ta în Piatra Neamț și prezența ta aici și mulțumesc și lui Irina. Lui Irina Laic a fost la noastră colegă care mi-a adus-o aici. Ia că răcușorul! mi-a adus răcușorul! Mare surpriză și te mai așteptăm. Mulțumesc. Să discutăm lucruri. Dacă acum am făcut o emisiune de început de ansamblu, te aștept să vii să discutăm lucruri așa bine puse la punct, fiecare subiect în parte și să îi ajutăm pe cei de acasă sau de cei în mod special. Am să spun un lucru. Emisiunea asta este privită mai mult sau mai puțin în România, dar este mult, mult vizualizată în străinătate. Sunt românii noștri acolo care sunt singuri, care nu ne-au poate pe noi și poate încă câțiva pe lângă ei. Dar atâta timp cât ne urmăresc, știu că suntem aproape de ei și pentru ei, pentru ajutorul ca sufletul lui să evolueze, sufletul lor să evolueze și să se ridice, să nu mai cadă. Să nu mai cadă, să fie acolo sus, sus. Sus. Căiașă, căiașă, tot așa. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă urăm un weekend minunat, să aveți parte de bucurii și nu uitați că Doamne ne iubește pe toți în egală măsură. Iar ce este păcat la Dumnezeu este tot ceea ce nu este făcut cu iubire. Vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată mulțumesc, Cătălina, te pup. Cele mai frumoase urări de bine. Mulțumesc. La revedere, dragilor.